de ploieșteni și-au pierdut dreptul de a primi hrană de la cantina de ajutor social, după ce cei mai mulți dintre ei nu și-au efectuat orele de muncă în folosul comunității. Acum 2 ani, în evidențele administrației serviciilor sociale comunitare se aflau peste 1200 de persoane. După ce beneficiarii acții de muncă au fost obligați să presteze ore în folosul comunității, numărul lor a scăzut la aproximativ 700, iar de anul acesta, ASSC Ploiești mai are doar aproape 400 de beneficiari care primesc rații de la cantina de ajutor social. Valoarea unei porți este de 12 lei pe zi. La Ploiești, fiecare beneficiar al cantinei de ajutor social primește săptămânal alimente pentru 7 zile, în valoare totală de 84 de lei. Am revenit în direct în această parte a doua emisiunii. Alături de mine în studio se află domnul Robert Văscan, consilier local și președintele Comisiei de Asistență și Protecție Socială a Consiliului Local Ploiești. Bună seara, domnule consilier, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule consilier, vă spun că sunt absolut încântat că după o perioadă în care Ploieștiul a apărut în presa națională, din cauza unor lucruri nu tocmai plăcute și nu prea ne puteam mândri cu calitatea noastră de ploieșteni, iată că de această dată știrea aceasta că aproape 800 de ploieșteni asistați social au renunțat din cauza lenei, a făcut valuri în presa națională. Sigur că la prima vedere nu pare a fi un lucru cu care să te mândrești, dar pe de altă parte ne putem mândri sau ne putem exprima acordul față de inițiativa Consiliului Local de a condiționa acordarea hranei de prestarea unor ore de muncă în folosul comunității. Haideți să începem cu începutul. Da. În anul 2015 am luat hotărârea 508, prin care am stabilit ca beneficiarii normelor de hrană din partea ASSC să presteze un număr de ore conform unei formule pentru a primi această alocare de hrană zilnică. La momentul acela am avut, se făceau un număr de 7 zile pe lună pentru a primi o porție la cantina municipalității. 7 zile pe lună, merită reținută. 7 zile pe lună, vă spun la momentul acela. Da. Pentru că de anul acesta, de când s-a mărit salariul minim pe economie, sau conform formulei, că v-am spus, e o formulă de calcul care stă la baza numărului de zile prestate, s-a ajuns ca numărul de zile prestate de o persoană să fie de 5. Deci de anul acesta se prestează decât 5 zile pe lună, un program normal de 8 ore. Vreau să spun că ne-am gândit, normal, fiind și o comisie de asistență și protecție socială, ne-am gândit să protejăm persoanele care sunt în imposibilitate de a presta muncă în folosul comunității. Și atunci am dat la o parte, normal, persoanele cu handicap, persoanele care suferă de boli cronice, pensionarii, copiii. Ne-am gândit inclusiv la părinții care au în îngrijire un minor până la vârsta de 7 ani să nu necesite să presteze această muncă în folosul comunității. Aceste 5 zile. Da, tocmai pentru a putea să se ocupe de buna educație a copilului. Am și mers până la vârsta de 7 ani. Cei 7 ani de acasă. Să primească cei 7 ani de acasă, exact. Deci De asta vă spun. Destul de multă îngăduință, putem spune. Destul de multă îngăduință, tocmai pentru că este o comisie de protecție socială și, în primul rând, trebuie să ne gândim la oameni. În aceeași măsură, vrem ca acest ajutor să se îndrepte că beneficiarii lui să fie exact persoane care au nevoie. Nu vrem să încurajăm lenea sau statul acasă. Dimpotrivă. Sunt persoane care la un anumit moment în viața lor sunt într-un impas și municipalitatea înțelege prin... Sigur, prin datoria societății să-i ajute. Datoria societății cu siguranță. Să le întindă o mână și să-i ajute. Dar nu pentru tot restul vieții. Tocmai din acest motiv
s-a luat și hotărârea la acel moment să, să primim ceva și din partea lor. Absolut justificat. Exact. Iar această hotărâre de a primi ceva și din partea lor, iată ce efect a avut. Da, efectele se văd mai târziu, ce să vă spun. În cei 2 ani de zile, aproape 800 de da. Asistat social au renunțat. De la 1150, cam așa a fost numărul lor, s-a ajuns la 300, am zis că luna trecută au fost 382 de persoane. Iată, aproape 800, 700 și... 700 și ceva. Iar motivul renunțării, în cele mai multe cazuri, este legat de necesitatea de a presta cele 5 zile de muncă în folosul comunității. Acum, sigur că și eu și telespectatorii noștri știm sau putem să bănuim despre ce este vorba, dar vă întreb că aș vrea să fiu foarte sigur. Presupun că nu-i puneți să spargă pietre. Nu este o muncă extraordinar de dificilă, de grea, cele 5 zile de muncă. Nu. Prin societățile care se află în subordinea societatea, SGU, de tot fapt, ce a fost SGU, directorul SGU Adina și CSM. Da. Și CSM. De și anul CSM. Acesta și CSM. Până anul trecut a fost decât SGU. De anul acesta am hotărât ca și la CSM să meargă aceste persoane beneficiare de norma de hrană să presteze ore de muncă, pentru că CSM-ul are în subordine atât hipodromul, are Parcul Municipal Vest, are Stadionul Petrolul, baze sportive care necesită îngrijire și normal. Operații de curățenie. Exact, la asta ne referim, nu ne referim la altceva, igienizare în timpul primăverii. Nu ceva foarte dificil, foarte greu, foarte obositor. Nu. Muncă, alții muncesc, sunt mulți români care muncesc chiar în condiții complicate pe salariu minim, pe economie. Păi, pot să vă fac da. Niște da, vă rog, pentru că era un aspect pe care voiam să-l abordez. Legate de acest lucru. Salariul minim pe economie în acest moment este undeva la 1065 de lei. Da. Mă refer net, nu brut. Da. Deci cât rămâne omului o persoană portofel. Exact, la sfârșitul lunii. Și avem mai multe grile de persoane care primesc ajutor din partea primării. Există pe de o parte familii și persoane singure. Adică o persoană singură, de exemplu, beneficiază de 150 de lei venit minim garantat din partea primăriei. Da. La care se adaugă norma de hrană, care este în sumă, în quantum de 360 de lei. Pe timpul iernii, adică 5 luni pe an, va beneficia de achitarea în totalitate a încălzirii locuinței. Și știți și noastră foarte cât bine costă la factura de căldură, da. La ce quantum se ridică. Au asigurare medicală gratuită. Beneficiază de asigurare pentru locuință gratuită. Știți, asigurarea obligatorie. Da. De 20 de euro. Da. Exact. Primesc ajutoarele europene o dată pe an. Sunt în quantum de 700 de lei. Aici și toate astea, aici am vorbit numai despre persoanele singure. Da. Am făcut un calcul pentru o familie formată din 4 persoane, părinți și 2 copii, și aici lucrurile stau puțin altfel. În primul rând, beneficiază de o alocație pentru susținerea familiei, care are quantumuri diferite în funcție de venitul minim al familiei pe membru, dacă familia este formată, dacă în familie sunt ambii părinți sau este o familie monoparentală. Și atunci, pentru o familie formată din 4 persoane, da, deci cu doi copii. Beneficiază de următorul sprijin. Alocarea pentru susținerea familiei, alocația pentru susținerea familiei în quantum de 164 de lei pe lună. Doi copii, două alocații. Dacă unul este dacă are vârsta până în 2 ani, atunci va beneficia de o alocație 200 de lei, celălalt 84 de lei. Dacă au
peste 2 ani. Peste 2 ani am 2 copii, alocația de 84. 168 da. Vor avea împreună. V-am spus, norma de hrană de la cantină în quantum de 360 de lei. De persoană? Nu. Deci pentru există o grilă. Între persoanele singure până în inclusiv familiile cu 4 copii, până la 4 copii au o singură normă. Între 3 și 6, deci familii formate între 4 și 6 da. Persoane, două norme de hrană. Peste 6 primesc 3 porții de hrană în quantum de 1080 de lei. Eu am făcut calculul aici pentru... Nu sunt bani de neglijat, trebuie nu spus sunt, lucrurile astea. Nu sunt bani de neglijat, pentru că o să vi le citesc pe toate și o să vedeți la ce sumă se va ajunge. Au venit minim garantat în quantum de 442 de lei. Primesc la fel ajutorul de încălzire pe timpul iernii, 5 luni de zile, acoperit în totalitate de stat. Știți că ajutorul este o dată de la stat și mai avem și un ajutor oferit de municipalitate. Dar cei care au venituri mici până în 200 de lei pe membru este acoperit în totalitate de stat. Da. V-am spus, pentru toți membrii familiei, asigurare medicală gratuită, asigurare pentru locuință gratuită, ajutoarele europene, care se cuantifică undeva la 60 de lei pe lună, subvenția chiriei, dacă stau într-o casă a municipalității, știți, nu sunt chiriile foarte mari, deci da. Au și de acolo un ajutor, iar pentru copiii care sunt la grădiniță, primesc un tichet în valoare de 50 de lei pe lună, de copil, cu obligativitatea să-și ducă copiii la grădiniță. Dacă au mai mult de 5 absențe pe an nemotivate, atunci nu vor mai primi acești bani, această alocație de 50 de lei pe lună. Da. Și vreau să vă spun că după toate acestea, fără să luăm în calcul asigurări medicale, asigurarea locuinței, fără să luăm în calcul ajutorul de încălzire, rămân undeva cu 1500 de lei lunar. Adică mai mult decât o familie în care, știu eu, doi părinți, un copil da. Și muncește doar soțul da. Pentru salariul minim pe economie, care presupun că nu s-ar încadra la astfel de grile. Nu s-ar și încadra. Omul muncește, plătind taxe și impozite statului român, dar cheltuiește, rămâne lunar cu mai puțin bani decât o familie de asistat social. Știți, am auzit o vorbă, vă ascultam cu mare interes și mi-am adus aminte că am auzit o vorbă care nu mi-a plăcut, dar trebuie să recunosc că se potrivește foarte bine zilelor în care trăim. Vorba spune așa, domne, România este țara în care dacă muncești, ți se ia, iar dacă nu muncești, ți se dă. Din păcate, trebuie să recunosc că spune un mare, mare adevăr această vorbă. Sunt legile țării și trebuie să... Absolut, sigur. Bine, legile sunt făcute de oameni și oamenii pot schimba legile. Normal. Ceea ce s-a și întâmplat la Ploiești, iată, și iată efectul. Pentru că decât din practică poți să-ți dai seama cât de bine este o lege pusă la punct. În momentul în care trebuie să o pui în aplicare. Da? Că în teorie poate să sune foarte bine. Da. Și eu vă spun chestia asta pentru că cel puțin... În partea asta de asistență socială, inclusiv cu locuințe sociale, ne dăm seama de-abia în momentul în care le punem în practică, atunci vedem exact efectele asupra populației. Și, da. Și aceasta este una din cazuri. Vorbim, iată, de venituri pe familie, care putem spune că sunt mai mari decât salariul minim pe economie, venituri care au fost acordate o perioadă nesolicitându-se mare lucru în schimb, iar în momentul în care municipalitatea a spus, bun, oameni buni, luați banii ăștia, da, avem și noi niște pretenții, 7 zile, iar acum 5 zile, într-o lună, să faceți ceva pentru comunitate, pentru primăria Ploiești, muncind pentru SGU sau pentru Clubul Sportiv Municipal, foarte mulți au refuzat. Știți că era în folclorul urban, era vorba aceea că mulți vin ca să-și ridice ajutorul social cu o mașină da. De lux. Încep să cred că iarăși se adeverește și această vorbă, atâta timp cât refuză astfel de ajutoare doar pentru a nu presta 7 zile pe lună de activitate în folosul comunității. 5 zile acum, da. Da. Exact acum vedem către cine
care a fost publicul. Cine are cu adevărat nevoie? Cine, da, are cu adevărat, cine, da, are cu adevărat nevoie de aceste ajutoare? Și tocmai pentru că legile sunt făcute să fie îmbunătățite, încercăm la toate capitolele să reușim și să ajungem aproape de oamenii care într-adevăr au nevoie de sprijinul municipalității. Nu trebuie să fie o chestie de care noi să nu ținem cont. Adică partea asta socială... Da, sigur, sunt oameni care au nevoie de ajutor. Exact. Trebuie să le aplicăm cu multă, atenție. Să ajute, exact. Trebuie să ne aplicăm cu multă atenție asupra problemelor lor și acolo unde ne dăm seama că trebuie să intervenim, să o facem. Domnule consilier, dar spuneați dumneavoastră 1300, parcă ați spus... 1100 de asistat social acum 2 ani, nu? 1150, da. 1150 de asistat social. Sigur, o bună parte dintre aceștia asistat social, probleme cu sănătatea, cu o vârstă ceva mai înaintată, da, 500 de oameni zdrave, buni de treabă, presupun că tot rămân. Scădem, doamne, copii, da, etc. Domnule consilier, cu 500 de oameni zdrave, buni de muncă, dezăpezim tot Ploieștiul și nu ne mai plângem că iarna ninge. Mă gândesc că... cu 500 de oameni hotărâți cu lopeții în mâini, dezăpezim spitalele, grădinițele și școlile din Ploiești și cabinetele medicilor de familie, așa, fluierând, fără cea mai mică problemă. Într-o, da, zi. Da. Din păcate nu se întâmplă lucrurile astea. Nu se întâmplă acum cu 300, din care unii sunt bolnavi în vârstă, presupun că e ceva mai dificil. Dar tot aș vrea să vă știu... Aici vorbim de cât de oameni apți de muncă. Apți de muncă. Ia, aici, și deci, cu 300 putem face 300, acest lucru. 380, deci, v-am spus, luna trecută au fost 382, da, de persoane apte de muncă și aceștia, din moment ce au venit, sunt sigur că vor veni și iarna sau când le vom cere ajutorul. Am văzut, că ați spus, de iardă și de din soare, a fost aproape de noi la Târgoviște o situație asemănătoare, unde la fel nu au găsit oameni să iarna trecută să vină și să dezăpezească, da, spitalele, da, da, școlile. Grădinițele, școlile, da. Exact. Deoarece oamenii au preferat să renunțe la fel la... Este absolut greu de înțeles, greu de crezut, dacă știrea aceasta cu cei 800 de, aproape 800 de ploieșteni care au renunțat la ajutorul social pentru că trebuia să presteze 5 zile de muncă în folosul comunității, ar depăși granițele țării, presupun că în Germania ar fi foarte greu de înțeles. Presupun că în Anglia, în Franța, într-o lume pe care noi o considerăm civilizată, pentru că într-adevăr este, presupun că ar fi foarte greu de înțeles. Am mai fost la dumneavoastră și am mai discutat despre o asociație care își caută voluntarii pe afară și vine cu el pe afară să construiască locuințe. Da. Așa că nu trebuie să ne mire nimic. Nu trebuie să ne mire nimic. Deci, vă spun încă o dată, trebuie să ne aplicăm decât asupra celor care au cu adevărat nevoie. Și în momentele astea vedem cei care sunt adevărații beneficiari, adică beneficiarii de drept, să spun așa, a acestor... Da, SITA a cernut și au, da, rămas doar cei care într-adevăr au nevoie, pentru că demonstrează că au nevoie prin faptul că prestează aceste 5 zile de muncă în folosul comunității. Da. Este incredibil, domnule consilier, pentru că, iată, 360 de lei pe lună pentru... Deci alimente în valoare de 360 de lei. Alimente în valoare de 360 de lei. În afară de asta, să știți că municipiul Ploiești are și o asociere cu o cantină din centru, la Nimă Celaru, că știe toată lumea. Da, nu, da, 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 unde iarăși... Unde da, în fiecare lună se distribuie la fel porții zilnice, peste 100 de porții zilnice. Deci încă o masă caldă, putem spune. Încă o masă caldă, da. Și clienții acestei asociații... Nu au nicio legătură cu hotărârea sau cu regulamentul. Da, da, da. Da. Domnule consilier, știu, beneficiarii donației acestei asociații sunt selectați de către Primăria Ploiești prin ASSC. Prin ASSC. Adică este încă un avantaj, exact, încă un beneficiu pe care îl oferă municipalitatea asistaților sociali. Da. Am spus, primăria se apleacă asupra acestei probleme pentru că nu ar avea cum să nu o facă și dacă vom rezolva și problema locuințelor care au fost, că și aici ar putea apărea tot felul de critici, în sensul că sunt tineri care muncesc, fac, își termină școlile,
Da, dar nu își găsesc un job, își iau un credit și muncesc 30 de ani să plătească creditul respectiv, astfel încât să-și iau o amărâtă de garsonieră sau un apartament într-un cartier mai mărginaș al Ploieștiului. Aveți perfectă dreptate și la ce vă referiți. Dar în momentul în care a fost dată legea numărul 10 din 2001, cea legată de retrocedări, nu s-a ținut cont ce se va întâmpla cu toți acei oameni care au stat în acele locuințe. Da? Casele naționalizate. Casele naționalizate. Și aici vorbim de oameni de bună credință, cumpărători, care au luat acele imobile până în 89, sau chiriași ai primăriei, că sunt printre ei și chiriași ai primăriei. Și aici vorbim de oameni de bună credință. Nu vorbim nici de asistat social, nici de oameni cu alt gen de probleme. Și trebuie să găsim o soluție pentru aceste persoane. Pentru că după 90 nu s-au mai construit foarte în multe. În același ritm, nici pe departe. Exact, exact. Și aceste persoane au rămas într-un fel... Da, în urma unor sentințe ale justiției au trebuit să părăsească... Să părăsească imobilele sau se judecă sau sunt încă lăsați de vechii proprietari să stea în aceste imobile, pentru că există o lege conform căreia în timp de 5 ani după ce este dată sentința definitivă și revocabilă nu au dreptul să îi dea afară. Iar aceste persoane beneficiază de această perioadă. Da, beneficiază de această perioadă și către ele aș vrea să ne îndreptăm și nu numai, și către cei asistați social, pentru că v-am spus, s-au cernut și aceștia care au beneficiat de norma de hrană. Sunt persoane care nu au niciun acoperiș deasupra capului. Trebuie să-i ajutăm și pe ei în aceeași măsură. V-am spus, nu pe toți. Nu mă refer la cei care, într-adevăr, nu vor să facă nimic pentru societate. Mă refer la cei care chiar nu au altă posibilitate. Să le întindem o mână de ajutor, nu putem să-i lăsăm să doarmă pe stradă. Cu siguranță nu se poate face acest lucru. Este absolut normal ca societatea să ajute oamenii care sunt traversați o perioadă grea. Este evident că trebuie întinsă o mână de ajutor. Și nu știu, poate cu sprijinul AJOFM identificate niște variante, niște locuri de muncă. Și în aceeași măsură, nu putem să lăsăm de o parte nici tinerii. Trebuie și pe ei să-i ajutăm cu terenul sau cu de construit, nu știu cât de mult avem posibilitatea, ținând cont că bugetul este destul de restrâns la acest moment, dar putem să le punem la dispoziție teren, iar ei să-și construiască. Să-i ajutăm poate cu utilitățile, să vorbim. Domnule consilier, mie îmi pare bine că totuși ați pus niște filtre și acum nu mai beneficiază de aceste ajutoare oricine care se declară, domnule, uite, eu chiar mor de foame, am nevoie de ajutor din partea primăriei, vine cu o mașină, cum spuneam, care exista această poveste, vine cu o mașină de lux să-și ridice ajutorul social sau refuză să facă cel mai mic lucru pentru bani și pentru tot ajutorul pe care îl oferă municipalitatea. Pentru că vorbeați despre locuințe, sunt cămine ale primăriei în care locuiesc oameni care sunt într-adevăr într-o perioadă traversează din cauza ghinionului, a condițiilor din ziua de astăzi. Traversează o perioadă dificilă a vieților. Poate că n-au nicio vină că au ajuns în situația asta să apeleze la primărie pentru o cameră într-un cămin. Dar, pe de altă parte, și când vedem că acolo sunt razii ale poliției, nu ne putem bucura. Adică acolo totuși sunt banii și ai dumneavoastră și ai mei și ai tuturor ploieștenilor. În întreținerea acelui cămin, în plata utilităților, etc. Și să văd că, de fapt, în locul în care este amenajat și din banii mei, au loc razii ale poliției și acolo sunt găsiți, nu știu, urmăriți general, nu prea e de natură să mă bucure. Nu știu dacă au fost cazuri la noi de această... A fost cel puțin un caz de acest urmărit... O fi fost un caz. Nu trebuie să... Vă dau altă situație atunci, domnule consilier. Știți, asta este de notorietate. Știți că primăria, municipalitatea a pus la un cămin o centrală termică, care a funcționat foarte bine toată iarna, dar odată cu venirea primăverii, evident că s-a încălzit vremea afară. Și atunci oamenii au zis, domne, nu mai are niciun rost. Locatarii, beneficiarii sistemului de
asistență socială al primăriei, au zis, doamne, dacă e cald afară, nu ne mai trebuie centrală termică. Așa că au luat-o și au vândut-o. Au luat-o, este un termen blând, da. Poate ar fi trebuit să folosesc, au furat-o. Și când a venit toamna și-a dat seama că după toamnă vine iarna și că o să le fie frig în case și au solicitat primăriei instalarea unei noi centrale termice. Păi în ritmul ăsta, bugetul Ploieștiului se va duce pe centrale termice toamna și pe asistența socială. Adică aveți e foarte bine că puneți aceste aveți dreptate, dar să știți că nu sunt. Sunt cazuri singulare, nu trebuie să generalizăm. Dar deci, groaznice. Sunt, aveți perfectă dreptate, sunt cazuri groaznice, dar nu trebuie să generalizăm. Să știți că în decursul timpului am luat mai multe hotărâri legate de aceste persoane care sunt beneficiare de locuințe din partea primăriei și am scurtat termenele privind debitele la chirie. Înainte trebuia primăria să-i dea judecată, era o procedură destul de complicată, treia să apelăm la un executor judecătoresc. Am reușit să am schimbat de fapt contractele și dăm în momentul ăsta pe calea administrativă afară. Nu mai mult e... mai rapid, mult exact. Mai exact. 3 luni, dacă după la 3 luni au debite, le-am trimis notificare și în 30 de zile eliberăm camera. În felul acesta reușim să-i protejăm și pe ceilalți beneficiari, pentru că persoanele care nu plătesc chirie nu vor plăti nici întreținere. Știm foarte bine că s-au strâns debite și sunt debite da. Istorice în ceea ce privesc aceste cămine, iar au avut, cei care au avut de suferit au fost beneficiari de bună credință, marea parte a lor. Da. Care s-au trezit cu încălzirea tăiată, apa da, sau gunoiul. Da, da, până și electricitatea. Dar e foarte bine că puneți aceste filtre, pentru că astfel eliminați din sistem pe cei care nu sunt tocmai binevoitori. Tocmai din acest motiv, împreună cu colegii, ceilalți colegi consilieri și cu domnul viceprimar Ganea, vreau să spun că ne-am adresat tuturor consiliului și sunt sigur că vom avea sprijinul inclusiv al domnului primar, pentru că este o problemă care trebuie rezolvată și aceasta a locuințelor. V-am spus, și pentru persoanele evacuate din locuințele retrocedate, cât și pentru cei care într-adevăr au nevoie. Și vom găsi filtrele și acolo să le punem ca să ajungem doar la beneficiarii de bună credință. Dar eu ce am vrut să vă spun este că cea mai bună soluție care tot din practică am văzut că este aceea a locuințelor modulare. Sunt niște proiecte mai vechi. Exact, sunt niște proiecte mai vechi pentru care eu m-am zbătut foarte mult în Consiliu și care sper anul acesta cu sprijinul colegilor să le implementăm sau să le pornim, să spun așa. Pentru că decât în momentul în care au totul independent, și mă refer aici la încălzire, la apă, la toate utilitățile, decât în acel moment nu vor mai fi afectați și ceilalți și vom avea o mai bună, vom putea mai ușor gestiona aceste locuințe. Și atunci, și dacă unul nu-și plătește utilitățile, are numai el de suferit. Are numai el de suferit și se poate și mai repede sista să nu se adune datorii foarte mari, să sista furnizarea energiei sau apei sau încălzirii. Și nici la chirie nu vom mai avea la fel, v-am spus. Putem să-i dăm afară pe calea administrativă. Ar fi un proiect costisitor pentru bugetul local? Eu, din punctul meu de vedere, nu este un proiect foarte costisitor. Ultima dată când am discutat despre acest proiect, îl bugetasem cu 2 milioane de lei. 20 de miliarde. Și aveam de gând să facem undeva la 40 de unități locative. 40 de familii. 40 de familii, ținând cont că la acest moment avem 136 pe lista socială, 38 cei evacuați, familii evacuate din case naționalizate și 14 persoane singure care au fost evacuate și figurează pe o listă singure. Deci ne ducem spre 200 de dosare. Ne ducem spre 200 de dosare. Dar v-am spus, dacă reușim să le sistematizăm și să facem în acest mandat să rezolvăm un sfert din ele, să reușim să rezolvăm peste 4 ani
Da, încă o parte. Se adună numărul cazurilor rezolvate, ceea ce e foarte bine. Da, mai ales că se pot schimba între timp și situațiile celorlalți aflați pe listă. Da. Da, alte variante, să spunem, în afara... Alte variante în afara de acestea. În momentul ăsta avem blocurile de pe Libertăți. La Bila. Știți, sunt blocurile care au fost ridicate. A fost o problemă cu constructorul, de o problemă juridică. A renunțat, până la urmă, constructorul. În acest moment, blocurile au expertiză tehnică făcută, nu au nicio problemă de structură, ele se pot continua. Noi, de la începutul anului, am pus o sumă de bani pentru continuarea construcției. Eu sper ca, până la sfârșitul anului, să terminăm licitațiile pentru atribuirea acestui contract de finalizare a construcției și să reușim, la anul, poate, să terminăm un bloc, o scară, sunt 120 de unități locative, apartamente, garsoniere. Dacă reușim să terminăm 20... Construcție nouă, poate că e deja prea mult pentru a le folosi pentru zona de asistență socială. Nu ne referim numai la asistență socială. Vorbim... Este o plajă mai largă, știți că am mai discutat. Și despre specialiști. Avem nevoie să facem specialiști la Ploiești. Inclusiv cu doamna arhitect șef. Știți că Municipiul Ploiești a fost o perioadă fără... Specialiști nu numai în cadrul primăriei, dar vă fac repede un scenariu că mai avem un singur minut. Credeți că la un moment dat se spunea, domnule, că primăria, chiar aici în emisiune am vorbit și cu dumneavoastră, ce face primăria să atragă medici în Ploiești? Era criză de medici, exact. Acum să sperăm că creșterea salariilor nu va mai fi cazul. Da, am avut problema mare cu anesteziștii. Da, și dacă vine un medic anestezist la pediatrie, deși acum s-a rezolvat problema... Bine, și este vecin de scară cu, nu știu, cu niște asistență socială. Nu cred că ar fi foarte încântat. Avem mai multe proiecte. Este cel de la Spitalul Județean, unde am preluat, cred că 20 sau 30 de locuințe, case, în diverse stadii de construcție, care poate fi dat numai pentru specialiști. Deci putem să gândim acel proiect numai pentru specialiști. Că ne referim la educație, că ne referim la sistemul sanitar, peste tot este nevoie și trebuie să... Și poate fi una tu în atragerea acestor specialiști. Din punctul nostru de vedere, e cel mai important lucru care poți să-i oferi unui om. Cel mai ușor îl legi de un loc prin dându-i o casă. Sigur, sigur. Domnule consilier, din păcate, nu mai avem timp să continuăm discuția noastră. Iată, 800 de asistați sociali din Ploiești au renunțat pentru că au fost nevoiți să presteze 5 zile de muncă pe lună în schimbul ajutorului social, care, după calculele făcute de dumneavoastră aici în emisiune, nu sunt deloc de neglijat. Da, deci ei au renunțat decât la ajutorul de la cantină, de hrană. 360 de lei, o normă de hrană, o porție pe la cantină, lună. Pe lună. Nu este de neglijat, domnule consilier, chiar este o dovadă este de... alegerea lor. Da. Da. Deci primăria îi sprijină cu ce poate... Cu generozitate, putem spune. Cu generozitate. Vă mulțumesc pentru prezența, domnule consilier, și vă mulțumesc pentru invitație. Discuție și pentru toate informațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Oricând, cu plăcere. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem miercuri la Subiectul Zilei. Până atunci, toate cele bune!